Vă salut, bine v-a regăsit în acest scurt videoclip. Vreau să discutăm despre udarea roșilor din grădină. Udatul roșilor este o activitate importantă pentru menținerea sănătății și productivității plantelor, însă cea mai bună perioadă pentru a uda roșiile este dimineața de vreme, înainte de apariția căldurii intense a zilei. Udatul dimineața oferă plantei timp suficient să absoarbă apa și nutrienții de care are nevoie în timpul zilei. De asemenea, acest lucru asigură că frunzele și tulpinele se vor usca în timp util, reducând riscul apariției bolilor cauzate de umezeala excesivă. Udatul seara ar trebui evitat, deoarece frunzele și tulpinele rămân umede pe timpul nopții, ceea ce poate crea un mediu favorabil pentru dezvoltarea fungilor și altor boli. Totuși, dacă nu este posibil să uzi roșiile dimineața, ar fi bine să le uzi înainte de apus, pentru a le oferi suficient timp pentru a se usca înainte de venirea nopții. Eu roșiile din grădină le ud de maxim 3 ori pe săptămână, cu o cantitate suficientă de apă. Sper că aceste informații să fie de folos. Până data viitoare, o zi cât mai plăcută și roade bogate. La revedere!